Sunt foarte curioasă ce planuri au astrele cu noi, așa că o invit în platou pe Camelia Pătrășcanu să o primim ca de obicei cu multe, multe aplauze. Bine venit, Camelia, ia loc, te rog. Bine v-am găsit. De mâine avem un aspect foarte interesant. Venus intră în berbec și acolo va sta până la final de lună. Relațiile sunt puse iarăși sub lupă și relații destul de furtunoase. Asta înseamnă că avem la dispoziție o lună de zile să ne hotărâm ce vrem să facem cu partenerul, să ne propunem scopuri, să vedem dacă ele coincid și dacă nu, să luăm măsuri. Pe de altă parte însă, mâine luna este în gemeni, chef de distracție, chef de vizite, de călătorii, de drumuri. Trebuie să fim un pic mai atenți, mai ales dacă urcăm la volan, pentru că există un risc de neatenție sau de distragere a atenției. Pe de altă parte, însă, e și ca și astăzi o zi foarte bună pentru informare, pentru culegere de informații. Mai multe însă aflăm Camelia. Ținem la libertatea și demnitatea noastră, tocmai de aceea cu luna în gemeni punem întrebări și scodim partenerul de viață sau oamenii cu care colaborăm. Pentru berbeci, se anunță o zi a întrebărilor. De mâine Venus pătrunde în semnul lor zodiacal și dacă relația nu merge bine oricare ar fi ea, se pot gândi și la o separare sau oricum la o poziționare de forță. Taurii, în schimb, discută despre bani, negociază, vor cumva să scurteze accesul la bani sau cel puțin să găsească calea cea mai eficientă și au toate șansele să facă lucrul acesta. Pentru gemeni, se anunță o zi frumoasă, o zi a libertății, sufletești în primul rând, și asta înseamnă că nu mai vor să fie apăsați de diverse griji, vor să fie, pe de altă parte, luați de ceilalți așa cum sunt, cu bunul, bune și cu rele. Pentru raci, vorbim mâine de o zi a suspiciunilor, a investigațiilor, a bănuielilor, poate, mai ales legat de planul relațional. Dacă cineva se opune unor planuri pe care ei le au vis-a-vis de familie, sunt în stare să pună ochii pe acea persoană și să facă mici investigații. Lei, în schimb, vor să-și transmită un mesaj publicului sau unei colectivități și asta cu scopul de a fi mai popular, de a fi mai credibil și poate chiar vor să determine o opinie în mediul în care ei trăiesc. Pentru fecioare este o zi foarte bună, mai ales în plan financiar și în relația cu șefii. Poate au idei sau se poziționează foarte bine într-un context care îi poate avantaja mâine. E bine să-și arate îndemânările, abilitățile practice și chiar cunoștințele pentru că sunt prețuite mâine, chiar financiar. Pentru balanțe e o zi foarte bună pentru întâlniri. Dacă au nevoie de o persoană pentru a-și rezolva o problemă, e cazul să insiste cu telefonul, să se prezinte la ușă, la birou, să nu se lase intimidat sau descurajat de un refuz, pentru că până la urmă lucrurile ies foarte bine și e dreptul lor să ceară informații. Pentru scorpioni, sunt foarte atenți la ce spune partenerul de viață, ce planuri are, ce gânduri are sau ce ezitări are sau o altă persoană cu care colaborează mâine și pot da niște sfaturi absolut pertinente, mai ales ca persoana să-și depășească o anumită reținere, o inhibiție. Săgetătorii trebuie să fie ca și astăzi atenți la gesturile pe care le fac, pentru că sunt catalogate și criticate de unii care nu înțeleg ori exaltarea, ori elanul lor, ori prea marea lor sinceritate. Capricornii, în schimb, rezolvă tot felul de probleme la serviciu, chiar cu ajutorul tinerilor și al persoanelor mai neexperimentate, dar foarte curajoase, care au curajul să gândească în afara tiparelor, dar de asemenea capricornii pot fi și buni îndrumători și transmit din experiența lor profesională. Vărsătorii, ca și astăzi, sunt fluflu, sunt superficial, poate au foarte mult umor, iau lucrurile ușor, pentru că pur și simplu nu vor nici ei să fie apăsați, mai ales de aspecte ale vieții care nu pot fi schimbate, sunt mai gri și care fac parte, de fapt, din realitate. Iar pentru pești, acasă, căminul, dar și viața lor privată este subliniată de aspecte. Mâine au grijă de intimitatea lor și poate chiar trebuie să se apere de unii și de alții și reușesc foarte bine să facă lucrul acesta pentru că au aliați care le țin parte. Mulțumesc, Camelia, ne vedem și mâine după amiază. Acum însă mergem mai departe.